Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. A mai rămas foarte și foarte puțin timp până în anul 2018, atunci când întreaga suflare românească va marca centenarul Marii Uniri. Iar până atunci trebuie să conștientizăm încă o dată cât este de important să marcăm acest centenar împreună. Criza din Crimea a arătat cât de instabilă și nesigură este situația în spațiul CSI. Practic, Rusia poate interveni în orice moment, în cel mai direct mod posibil, fără a se chinui măcar să-și inventeze un pretext pe potrivă. Astfel, scenariul crimeian se poate repeta oricând, de exemplu, în Găgăuzia. Având deja trupe staționate în Transnistria și în Crimeea, Rusia nu se va sfii să le utilizeze atunci când o va simți oportun. Bineînțeles, Republica Moldova de sine stătător nu poate opune nicio rezistență. Capacitățile în cazul unui conflict armat sunt neglijabile, practic. Forțele militare ale Republicii Moldova în comparație cu cele ale Rusiei nu există. Dacă nici Ucraina nu se încumetă să dea o ripostă invadatorilor din Crimeea, temându-se că se va repeta scenariul Georgiei din 2008, atunci ce să mai vorbim de Republica Moldova? Așadar, calea cea mai rapidă spre Uniunea Europeană și NATO este prin reunirea cu România. Deoarece România este un stat membru al NATO din 2004 și al Uniunii Europene din 2007, reunificarea va aduce actualul teritoriu al Republicii Moldova automat în componența acestor două blocuri. Astfel vom avea în spatele nostru un bloc ce cuprinde toată Europa Centrală și de Vest, dar și Statele Unite ale Americii. Și prin urmare ne vom spori considerabil puterea de negociere în problema transnistreană și în alte focare de instabilitate regională. Mai mult ca atât, va crește și capacitatea de acțiune, deoarece NATO și Uniunea Europeană vor putea fi mult mai ferm pe poziții dacă Găgăuzia și Transnistria vor deveni teritoriu propriu decât atunci când acestea aparțin doar unui stat vecin de la frontiera UE-NATO. Pentru a decide reunificarea, sunt posibile în esență două căi. O decizie la nivel de conducere, luată de organele reprezentative de putere, adică parlamentele, care au fost mandatați să reprezinte poporul, sau o decizie directă a poporului suveran, prin referendum. Din păcate, clasa politică alege mereu o tactică greșită, preferând să bage capul în nisip în loc să încerce să ne asigure stabilitate geopolitică. Cum obținem atunci o unire prin referendum? Aici poate contribui fiecare din noi, inclusiv tu. Vorbește cu prietenii tăi, cu rudele, semenii și expune-le argumentele pe care le-ai auzit acum. Mulți nu au o poziție clară în problema unirii, deoarece pur și simplu nu au stat să se gândească la acest subiect. Iar când clasa politică va vedea niște semnale clare din partea societății civile că aceste lucruri se doresc, nu vor mai putea rămâne nici ei indiferenți. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și numele echipei Noroc TV vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei să analizăm împreună cele mai importante evenimente ale momentului. Până atunci, nu ezitați să ne urmăriți și online și să dați like paginii noastre de Facebook. O seară frumoasă să aveți, toate cele bune!